Potrivit tradiției Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, la început de an calendaristic, instituțiile românești din Ghiula au fost binecuvântate prin stropire cu aghiazmă mare. Rasfințitul părinte Siluana a mers astăzi la sediile acestora și a dus binecuvântarea Iordanului. Ierarhul însoțit de colaboratori din cadrul Centrului Eparhial au mers la grădinița românească, școala generală și liceul românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula. Atât elevii și cadrele didactice, cât și sălile de curs, căminele, sălile de sport și celelalte dependințe au fost binecuvântate cu aghiasmă mare. Suntem la capătul ciclului sărbătorilor de iarnă, a unei perioade încărcată de sacru, de gesturi pozitive, de multă, multă atenție față de semenii noștri, iar pentru noi, cadrele și elevii de aici, de la Liceul Nicolae Bălcescu din orașul Giula, această perioadă a fost încărcată de multe evenimente deosebite înălțătoare de Suflet. Acest ciclu se încheie cu sosirea reprezentanților bisericii noastre, aici venind cu agheasma mare să sfințească locul și oamenii de aici. În continuare au fost binecuvântate și sediile celorlalte instituții românești din Ghiula, Consulatul General al României, sediul autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria, centrul de documentare și informare al sediului săptămânalului Cronica și sediul săptămânalului Foaia Românească obiceiurile tradiționale creștinești sunt păstrate cu sfințenie și de comunitatea istorică românească din Ungaria. Cu ocazia bobotezei, preasistitul episcop Siluan, episcopul ortodox al românilor din Ungaria, participă la sfințirea caselor, iar cu această ocazie l-am primit și la reședința noastră și la sediul Consulatului General României la Ghiula, cu multă bucurie, în speranța ca împreună să avem, împreună cu comunitatea românească din Ungaria, un an mai bun, mai liniștit, cu satisfacții și cu împliniri de pline. În aceste zile potrivit tradiției și obiceiului nostru românesc foarte frumos, preoții merg pe la casele oamenilor și sfințesc casele și sufletele de români prin aghiasma cea mare, darul atât de important pe care Bunul Dumnezeu ne dăruiește peste veacuri, iată, până în ziua de astăzi. Mă bucur în mod deosebit că și în anul acesta și aici la Jula, în orașul care este inima comunității ortodoxe românești din Ungaria, la fel ca și în trecut am reușit să mergem la instituțiile românești din acest oraș, și în special la grădinița și la școala generală și liceul românesc Nicolae Bălcescu din Jula, unde am bucurat foarte mult ca să pot împărtăși această haină de sfințenie și de binecuvântare tuturor copilașilor și elevilor și cadrelor didactice și, bineînțeles, și la celelalte instituții românești, Consulatul General al României instituțiile mediatice, românește autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria, centru de documentare și informare, peste tot, la faia românească, la cronica. La fel ca și în ceilalți ani, am reușit și în anul acesta să mergem și să ne bucurăm împreună de darul lui Dumnezeu. Tot astăzi, ierarhul a binecuvântat și expoziția muzeală permanentă a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, inaugurată în 2014 și casele unor credincioși din Ghiula.